Pentru al cincilea an consecutiv, în Baia Mare a avut loc o etapă din cadrul campionatului internațional de rally sprint, competiție aflată sub patronajul Automobil Club Român. Circuitul stradal de la Baia Mare face parte, alături de Satu Mare și Carei, dintr-o serie de 5 etape. Traseul de pe Bulevardul Unirii, din dreptul intersecției cu Bulevardul Traian și până la bifurcația cu Bulevardul Republicii, fiind cel stabilit pentru concursul din acest an. Acest eveniment este organizat de Automobil Club Român, sucursala Maramureș Satu Mare, împreună cu cele 3 cluburi sportive, Auto Karting Rider Satu Mare, cu Expo Racing Satu Mare și Extreme Adventure Baia Mare. Ne bucurăm că cei de la primărie ne-au oferit această posibilitate să amenajăm acest circuit stradal pe Bulevardul Unirii. Fiind tot mai cunoscută, etapa de circuit stradal din Baia Mare a aliniat la startul ei un număr de 66 de sportivi, 34 din Baia Mare, 12 din Satu Mare, 4 din Baia Sprie, 3 din municipiul Cluj-Napoca, câte 2 din Sighetul Marmației, Carei, Gârdea, Sein și Zalău și câte un sportiv din Petroșani, respectiv Lăschie, județul Maramureș. Din totalul celor prezenți, doar pilotul băimărean Alexandru Loi a condus o mașină de producție autohtonă. Toți ceilalți participanți aliniind la start boliți din mărci celebre. Și pentru acest campionat internațional ACR de rally sprint a ajuns la cea de-a 14-a ediție, să spunem că aici s-au format peste 50 de piloți de curse de mare valoare, traseul din Baia Mare fiind conceput pentru bolizii cu 300 de cai putere, cu 2-3 șicane. Și denumirea e rally sprint, ați văzut că a trebuit să încetinim acest pilot cu 2-3 șicane avem montate pe traseu, pentru că altfel ar lua niște viteze foarte mari. Avem 3-4 mașini foarte puternice în această competiție, undeva la peste 300 de cai pe fiecare, dar și acest bolis se pot stăpâni, având experiența piloților care au fost campioana în titră sau campioana cu 2-3 ani, având în vedere că facem de 14 ani. Și un lucru foarte important, creștem o pepinieră, avem juniori de la 9 ani până la 18 ani, și ei pot să participe cu acordul părinților, normal, există niște formalități care pot să îndeplinească și pot să participe să învețe. Pentru iubitorii de motoare urmează, în 15 iunie la Carei, o nouă etapă de circuit stradal, campionatul internațional de rally sprint, încheiându-se undeva în luna noiembrie cu ultima etapă găzduită de poligonul ACR din Satu Mare.